Ploaia puternică, însoțită de grindină, a făcut prăpăd joi în mai multe gospodării din satul Roșu, raionul Cahul. Potrivit primarului localității, Nicolae Savilenco, satul a fost afectat parțial de grindină și urmează să fie stabilite pagubele. Apa puternică a ajuns și prin câteva grădini, dar s-a retras repede și nu a făcut pagube mari. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini cu un covor imens de gheață format după ce a căzut grindina, dar și culturi pline de nămol. Potrivit ofițerului de presă al IGSU, Liliana Pușcașu, joi, în jurul orei 17, un vârtej a smuls 52 de foi de ardezie de pe acoperișul unei case din satul Cobani, raionul Glodeni. Au fost înregistrate ploi puternice și în mai multe localități din raionul Râșcani. Suma prejudiciilor urmează să fie stabilită.